Bine ați venit la stația de epurare din municipiul Câmpia Turzii. Stație de epurare care aparține companiei de apă Arieș Turda. Eu sunt șeful stației de epurare. Domnul este inginerul de proces, după care grupul va fi preluat de către inginerul de proces și o să vă explice exact ce tehnologie folosim noi pentru tratarea apei menajere. Bună ziua! Vă voi explica cum funcționează stația de epurare și vă voi duce pe calea apei uzate ce intră în stația noastră de epurare și o să vedem la sfârșit ce se întâmplă cu ea. Tratamentul pe care îl primește apa murdară este realizat și asigurat de ce ați văzut acolo pe treapta biologică. Partea biologică este asigurată de dezvoltarea unor bacterii. The biological part is based on some bacteria. Sunt două tipuri de bacterii. Unele care consumă oxigen, au nevoie de oxigen ca să curețe apa. There are two types of bacteria. Ones who use oxygen. Și un alt tip de bacterii care trăiesc în absența oxigenului, tocmai pentru a descompune anumiți compuși.